Hei, salut, eu sunt Magic Tot și probabil la fel ca tine și eu trebuie să stau în casă. Adică nu probabil, mai mult ca sigur și eu trebuie să stau în casă. Așa că dacă tu stai în casă, mă gândeam să-ți arăt o magie pe care o poți învăța, pe care o poți arăta prietenilor tăi. Ești gata? Așa că... dar până să arăt magia, o să te apropii un pic cu camera să filmezi chestia asta. Din păcate, normal te-aș fi pus pe tine să alegi o carte, dar să zicem că alegi, nu știu ce carte ai ales aici, să zicem că alegi patru de treflă, faci câteva pase și dacă avem noroc, ar trebui ca această bucată de lemn să ghicească acea carte pe care tu ai ales-o. Cred că era un 4 de teflă. Un moment, să vedem. Hop. Și... ești gata? Vine mai aproape un pic. 2, 3... și... acum a apărut cartea pe la suprafață. Dar nu asta vreau să te învăț, de fapt. O să te învăț o magie mult mai ușoară, care se face cu 4 jokeri. E posibil să o știi, posibil să nu o știi. Fii atent. O să spunem că cei patru regi, sper că porți mască, o să spunem că cei patru regi sunt de fapt patru hoți și acest pachet de cărți este banca. Da? Așa că cei patru regi se duc să jefuiască banca. Primul rege merge la fundul pachetului, la subsol, să zic așa, al doilea merge la parter și cel de-al treilea rege merge undeva la etajul 1. Iar cel de-al patrulea rege rămâne deasupra pentru a-i anunța pe ceilalți trei. Dar la un moment dat vine poliția, așa că cel care a rămas deasupra îi cheamă pe ceilalți trei, iar ceilalți trei, evident, vor veni și ei deasupra. Și evident, acum va trebui să spun secretul, dar pentru asta o să te rog să promiți că nu mai spui nimănui care este mica șmecherie, pentru că evident există o șmecherie și dacă o să spui cuiva ce se întâmplă, o să fiu foarte supărat pe tine. Așa că trebuie să nu spui. Bun, fii atent ce se întâmplă. Cum se pun de fapt cei patru regi? Sunt ai patru regi pe care i-a așezi cu fața în jos și deasupra lor mai pui încă trei cărți normale. Nu contează ce cărți pui, tot ce, da? Deci avem patru regi și trei pop. Și atunci când prezinți prietenilor tăi sau bunicilor sau familiei, ai grijă ca cele trei cărți să stea la spate. Aici ai cei trei regi, cei patru, pardon, 1, 2, 3, 4. Ai înțeles? Așa că spui, sunt patru hoți care merg să jefuiască banca, închizi, strângi pachetul, strângi cărțile în mână, le pui deasupra și evident cărțile care se vor duce în pachet nu vor fi cei trei regi, ci vor fi cei patru, cele trei cărți pe care le-ai pus mai devreme deasupra. 1, 2, 3. Arăți că un rege a rămas deasupra și când pocnești din degete, cei patru regi, vezi, domne, au apărut deasupra. Trebuie să-l înveți, să-l repeți înainte să-l arăți cui vrei tu și până data viitoare, stai în casă.